Dragii mei, bine ați venit în Grădina cu Idei! Încă de la bun început vreau să vă mulțumesc. Vă mulțumesc din suflet pentru toate părerile, ideile, sugestiile voastre pe care mi le-ați scris în filmulețul trecut, dar evident și pentru toate întrebările pe care le voi organiza foarte rapid într-un Q&A. Foarte rapid înseamnă peste astăzi sau mâine. Mai aștept, poate totuși mai apar câteva întrebări. Deci le voi organiza și voi răspunde cu mare drag la toate întrebările voastre. Astăzi vreau să vă vorbesc despre un subiect serios, așa, cât de cât serios. Este vorba de școală. Ce poate fi mai serios decât subiectul ăsta despre școală? Și voi face așa o comparație, de fapt nu e chiar o comparație, vă voi povesti cum văd eu școala, deci prin ochii unui părinte, și cum este școala prin ochii unui copil. Pentru că și Teodora va avea ceva de spus la subiectul acesta. Bun, ca să nu lungim foarte mult discuția, vreau să vă spun că îmi doresc acest film să fie util atât pentru părinții care au copii de vârstă preșcolară și care vor urma să meargă la școală, dar și pentru părinții care se hotărăsc să vină în Italia cu copii cu tot și atunci vor trebui să meargă și ei la școală. Câteva idei, câteva sugestii acolo nu cred că strică nimănui, având în vedere că am cunoscut toate etapele scolastice, cum zic italienii, de școală, de la creșă până la liceu. Suntem deocamdată la nivel de liceu. Ok, ce vreau să vă spun este că, apropo de chestia asta, structura școlară aici este altfel, în sensul altfel, nu prea mare diferență. În sensul că primii ani, școala maternă și azilonido însemnând creșa și școala maternă înseamnă grădinița, merg cam pe același nivel de vârstă, însă în ce privește școala elementară, urcă până la clasa a 5-a, deci se fac 5 ani de școală elementară și 3 ani de gimnaziu. În total, dacă e să socotim, același număr de ani. Acum, referitor la înscrieri, ce vreau să vă spun, înscrierile astea la școlile, la școala elementară și la gimnaziu nu sunt probleme foarte mari, nu sunt, deci e recomandat să vă înscrieți copiii la școlile din cartier, aproape de casa voastră, ca să nu meargă foarte mult, pentru că e un oraș foarte mare, vă dați seama. Și în ce privește înscrierea la grădinițe și la creșă, asta e un pic mai dificil, dar nu numai aici în Italia. Stați liniștit că problema asta există peste tot, în toată lumea, cred că este o problemă universală. Așa, și e bine că atunci când încep înscrierile pentru școala maternă, pentru grădiniță, să fiți pe fază și să vă duceți din timp ca să mai prindeți câteva locuri, să zicem așa. Bun, în ce privește școala elementară și liceul și școala gimnazială, pardon, până la liceu mai este, aici nu sunt probleme, așa cum vă spuneam, vă duceți, vă înscrieți, nu există, dar parte de birocrație, să știți că probleme mari nu sunt. Ce vreau să vă mai spun? Eu vă spuneam că nu știu dacă v-am spus, dar vă spun acum vreo 10 ani am locuit într-o altă parte de Milano, deci în tot partea opusă, practic, unde locuim acum, și am observat același lucru, că toate școlile astea, începând cu creșa până la școala gimnazială, până în clasa 8-a, sunt grupate toate în același loc, în aceeași zonă, adică sunt foarte aproape una de alta. Așa că dacă aveți copii care merg la creșă, la Asilo Nido, de exemplu, e posibil ca o parte din colegii lor, cu unul, doi măcar colegi din care i-a avut acolo, să meargă până în clasa 8-a. Așa încât vreau să vă spun că se leagă prietenii foarte strânse, foarte profunde între copii atâția ani împreună, dar și între părinți, pentru că părinții trebuie să aducă și să ia copiii de la școală până prin clasa a 5-a, dacă nu mă știu, până în clasa a 5-a, da. Și atunci se leagă prietenii din astea foarte, foarte strânse. Acum să vorbim puțin despre școala propriu-zisă și mă voi axa despre organizarea asta în decursul anului, organizarea școlii cum e aici. Școala evident începe ca peste tot în septembrie, începe cu foarte multe copilul va veni acasă cu foarte multe foi de semnat, hârțogăraie, cu foarte multe maculatură, ca să zic așa, cu liste peste liste, liste de materiale care au nevoie. Vor veni cu, știu eu, cu hârtii pe care voi să trebuiască să le semnați, adică dacă sunteți de acord ca el să meargă în excursii cu nu știu ce profesor, dacă sunteți de acord să fie fotografiat, iar fotografiile lor să fie publicate fie pe site-ul școlii sau în altă parte. Dacă nu sunteți de acord, nu e nicio problemă, nu se întâmplă treaba asta. Dacă sunteți de acord ca odrasla voastră să facă religie, acum voi știți că aici în Italia se practică în special religia catolică și copiii noi de altfel suntem ortodoxi până mădvăoaselor, dar am fost de acord ca ei să facă religia catolică pentru că oricum diferențe prea mari nu sunt și
Abia mai învață și ei câte ceva, mai fac așa o comparație, mai văd și să știți că le prinde foarte bine. Sunt însă persoane care nu sunt de acord și atunci, în timpul orelor de religie, copilul este dus într-o altă clasă, după ce se termină ora de religie, ei sunt aduși înapoi. Mă rog, se pare așa o chestie mai ciudată treaba asta, dar noi am fost de acord. Ok, deci va semna, veți semna dacă sunteți... A, și încă o chestie, dacă va trebui să semnați încă o hârtie în care să numiți pe cineva, o persoană care să vină să ia copilul de la școală în cazul în care voi nu puteți, un delegat, cum s-ar spune. Și atunci persoana respectivă va trebui să semneze și ia hârtia și va trebui numărul seriei de la buletin ca să poată identifica. Deci o chestie foarte bună pentru siguranța copiilor asta. Tot referitor la școală, vreau să vă spun de cărți, despre manuale. Copiii primesc manuale noi în clasele elementare, în primele clase elementare, cărți noi nouțe în fiecare an, deci nu se transmit de colo-colo. Însă probleme apar la gimnaziu, când toate manualele trebuie cumpărate. Acum, puteți cumpăra cărți noi, care ajung în jurul la 200 de euro, cam pe aici pe undeva, sau cărți uzate, pentru că librăriile pot vinde și cărți uzate. Așa încât voi, dacă aveți cărți rămase, manuale mă refer, manuale școlare, rămase de la copiii mai mari, care le aveți în casă, dacă nu le trebuie copiilor mai mici, care îi aveți, fraților mai mici, puteți să le duceți la librăriile respective, le vindeți, evident prețul este mic, este mult mai redus, adică redus cu mai puțin de 50%, dar oricum e o sumă care vă poate ajuta să cumpărați alte cărți copiilor voștri. Dar nu numai asta, să știți că primăria de aici, de la Milano, are o idee foarte bună. La persoane, la familiile cu venituri sub o anumită limită, cu venituri mai mici decât, nu mai știu exact care este limita, le dă niște bonuri, care se cheamă aici dote scola, le dă niște bonuri care ajung în jurul la valoarea de 100-120 de euro, cam așa, care îi ajută foarte mult să-și cumpere manuale. Deci astea, bonurile astea sunt folosite numai pentru materiale școlare, nu poți să cumperi nimic altceva decât cărți, caiete, ce trebuie pentru la școală. E o idee foarte bună, zic eu, care vine în sprijinul multor familii. Deci, așa cum vă spuneam, manualele sunt gratuite până în clasa 5-a inclusiv, iar după aceea sunt destul de scumpișoare, sunt de cumpărat. Bun. Asta este mare. Ce vreau să vă mai spun eu despre ședințe, despre ședințele cu părinții aici în Italia. Este o ședință, prima ședință din an, când începe anul școlar, este o ședință de organizare în care vin, mă rog, profesorii sau diriginții aici, nu prea sunt așa diriginți, este o persoană, o profesoară, un profesor care este principal, se ocupă de clasă, dar nu au noțiunea asta de diriginte. Au noțiunea de coordinatrice, care coordonează practic și întâlnirea se face între coordinatricea respectivă și eventual alți profesori, așa, profesori despre care o să vă mai vorbească și Teodora, așa, și părinți. De ce? Ca să se cunoască noi profesori sau, mă rog, coordinatrice care apare în anul respectiv, pentru că și aici se schimbă foarte des, sau noi copii, pentru că se întâmplă să vină și colegi, copii noi într-o clasă și atunci există legătura asta între profesori și copii. Pardon, profesori și părinți, ca să se cunoască mai bine. Dar ideea de bază la prima ședință este de a alege reprezentantul clasei, adică un părinte, o mamă, un tată, mă rog, care se ocupe de toate activitățile astea, în general extrașcolare. Așa. Și aici este o problemă, pentru că nu vrea mare, cum să vă spun eu, nu prea se dorește să fie reprezentantul clasei, că e o muncă voluntară, inutilă, după părerea mea, o pierdere de timp. Așa. Și, de regulă, pe cine cade păcatul să fie ales în primul an, reprezentant al clasei, va rămâne pentru toți ani, pentru că nu se oferă nimeni să fie reprezentant al clasei. Ce atribuții are reprezentantul clasei? Trebuie să meargă la ședințe, întâlniri, pentru că se organizează tot felul de întâlniri la școală, activități din astea, și trebuie să fie prezent, vrea, nu vrea, să facă proces verbal pe care să-l trimită apoi pe adresa clasei respectivă, pentru că fiecare clasă are un cont pe WhatsApp unde se discută tot felul de lucruri. Și vă dați seama, este o muncă în plus, o muncă inutilă, așa încât eu mulțumesc lui Doamne, că n-am fost niciodată reprezentanta clasei, dar nici nu-mi doresc la cât muncă inutilă este.
Bun, asta referitor la prima ședință. Mai sunt și alte ședințe, ședințe din astea individuale, de exemplu, când se dau mediile. Înainte, mediile se dădeau pe hârtii, pe foaie, le primeai și fiecare materie vedea acolo cum s-a descurcat copilul. Acum, evoluând, vă dați seama, toate astea apar pe internet. Intri pe site-ul școlii, intri pe adresa ta, ai o parolă, fiecare părinte are parola lui, intră și se uită să vadă care e situația. Însă, se pot face și ședințe din astea individuale, când toată clasa este invitată la ședință, și poate avea ocazia să vorbească singur, deci fără prezența altor părinți, cu toți profesorii. De regulă, în preajma perioadei în care se dau mediile. Și atunci, ori în ordine alfabetică se intră înăuntru în sala de clasă să se vorbească cu profesorii, ori în ordine în care s-a sosit la școală. De exemplu, dacă ședința este programată pentru ora 5, în ordinea sosirii, cum ajung părinții, vor intra în sala de clasă și vor sta de vorbă cu toți profesorii care sunt acolo aliniați așa și își pun ofu părerile despre odrasla ta. Mai există și varianta în care tu poți să-ți programezi pe internet, la fel. Intri și îți programezi la fiecare profesor. La ce profesor ai tu nevoie și vrei să stai de vorbă, intri și stabilești o zi, o oră când vorbești cu el și vei vorbi cât vrei. La ședințele astea, când vine toată clasa, nu poți să stai de vorbă cât vrei, pentru că mai sunt și alții care vor să intre să discute, dar dacă tu îți programezi tu singur o zi, atunci poți să vorbești cât vrei. Stai la o cafeluță, la o discuție acolo cu profesorul despre cât e în lună și în stele. Așa, asta în ce privesc ședințele. Despre relațiile dintre părinți și profesori și învățători, la fel. Teodora o să vă povestească și ea probabil câteva lucruri în ce privește relația cu copiii. Dar ce vreau să vă spun, nu există o etichetă, așa, o diferență foarte mare. Cel puțin până în clasele, până la gimnaziu, relația dintre părinți și profesor este o relație amicală, în adevăratul sens al cuvântului, când se discută așa ca între amici, învățătoarea își spune părerea, te sfătuiește, e, cum să vă spun, o relație caldă, liniștită, așa, poți să-i spui pe nume, poți să-i spui la pertu, deci nu doamnă, domnule sau tovară, așa cum era înainte, nu. Îi spui pe nume, discuți ce-i de discutat, te întâlnești, poți să, s-au făcut foarte multe întâlniri, din astea vreau să vă spun, între părinții de la fostele clase, când copiii noștri erau la elementară și ne întâlnim, mergem la o pizza, la o cafea, la discuții, ne întâlnim. Deci există relația asta amicală, așa cum vă spuneam. Eticheta apare puțin, așa, umbră de etichetă la gimnaziu, când nu mai poți să te adresezi cu, la pertu cu profesorul, dar îi poți să-i spui prof. Prof. Margareta, prof. Mă rog, cum le cheamă pe el, acolo poți să stai de vorbă cu el. Și sunt un pic mai reținute, să zicem așa. Au oarecare limită, pun așa o distanță între părinți și profesori. O să vă vorbesc despre învățători și profesori. Învățătorii sunt de la clasele elementare, da? În clasa 1-a până în a 5-a. Și sunt ca niște prieteni, pentru că noi la elementară petrecem mai mult timp cu învățătorii, suntem și mai mici, așa că sunt ca niște prieteni. Sunt și, clar, învățători, dar povestim, ne vorbim și putem chiar să-i dăm de tu, să-i spunem un diminutiv. Da, și asta este. La medie, în schimb, trebuie să ne rivolgeam ca să dăm de lei, să spunem prof și cum se cheamă profesorul. Asta este. Cum ne adresăm noi la învățători și la profesori. Noi la elementară petrecem mai mult timp, cum am spus mai întâi, da, și avem vreo 5 învățători pentru... Deci o învățătoare care ne preda matematica, geografia și științele naturale, altă învățătoare care ne preda engleza, italiana și istoria, altă învățătoare era religia, alta muzica și aveam o altă învățătoare care era de sostegno, care la fel avem și acum la medie profesoara de sostegno, adică de sostegno, așa cum spune cuvântul sostegno, adică subținere, ceva de genul, care ajută copiii care au nevoie de
ajutor, de o sub... dar nu numai copiii ăștia, dar și toți copiii din clasă, dacă au nevoie. Bun, la elementară, mâncam la școală, erau niște copii totuși care mâncau acasă, adică se duceau acasă, iar apoi tornavano a scuola. Iar mâncarea era, câte o zi era bună, foarte bună, dar de zi nu prea ne plăcea, dar trebuia să mâncăm măcar jumate din mâncarea care ne dădeau. Aveam primo, de obicei era pasta sau ceva asemănător, sau aveam, mai avem secondo, care era carne cu verdure, de obicei, și desert, care câteodată era înghețata și câteodată era fructa. Fructe, mele, pere, banane, arance, mandarini, pesche, de toate. Da, ne mai dădea și pizza câteodată. Yay! Și cam asta este. Ah, da, dacă erau și niște copii care aveau o dietă, adică le dorea burtă sau aveau alergie, trebuie să specifice în începutul zilei că... Cutărescu are, ne doare burta, așa că o să mănânce la mensa dieta pentru cine are, pentru cine doare stomacul. Nu știu, de obicei era pasta în bianco, în bianco fără nimic și nu mai știu, în fine. Și pentru cine are dieta musulmană, care nu poate să mănânce carne de... maiale, de porc, atunci trebuia tot să scrie la începutul anului și avea dieta sa care ne dădea mâncarea care trebuie să o mănânce. Când ne întorceam de la mensa și ne duceam, începea intervalul când puteam să ne jucăm între noi, puteam să ne ducem ori în clasă, să facem intervalul în clasă, sau dacă timpul era frumos afară și dacă ci siamo comportati bene, atunci ne duceam afară în giardino, în cortile, și alergam, sărim, guarda, tot felul de activități, nascondino. Da. La medie, în schimb, afară, nu ne mai ducem afară să ne jucăm, pentru că, fiindcă aveam acum numai două intervali corti de 10 minute, n-aveam timp să ne ducem afară și să torneam indietro, așa că gata, sunt terminat cu distracția. Problema se accentuează foarte mult la liceu, când există nu etichetă, o supraetichetă, nu mai poți să-i spui nici tu prof, nici tu pe nume, nimic, ai spui signora, signore, că vorbești foarte, trebuie să-ți alegi cuvintele, ce se vede clar diferența. Nu știu de ce apare diferența asta, pentru că sunt foarte mulți profesori de liceu care cândva au fost profesori de gimnaziu. Și deodată, mă rog, un alt lucru care mie nu-mi place deloc la profesorii ăștia, mai ales de liceu, am eu așa un cui împotriva lor, așa, este faptul că una zic și alta fac. Exact așa cum ați auzit, una zic și alta fac. Mi s-a întâmplat mie, deci asta vă spun din propria experiență. Să mă duc la școală să stau de vorbă cu un profesor, mi-am cerut eu un coloviu, da? Am căutat pe internet să văd când are așa disponibilitatea și m-am dus să stau de vorbă pentru că avea probleme Adrian la materia respectivă. Și când m-am dus acolo la ședință, foarte profesoara distinsă, așa, distinsa profesoara, a început laudele. Bravo ragazzo, că e un copil cu minte, e extraordinar, așa mai că și dacă mă uitam mai cu atenție la ficiorul meu, îi vedeam și aura de înger în jurul capului. Era perfect. Și bun, după aceea, când s-au dat mediile, când s-a făcut, mă rog, au apărut mediile, așa, să leșem, să fac infarct, să-mi stea inima când am văzut și note avea la o materie respectivă. Zic, cum, domnule, dacă el e înger, e așa de bun și de deștept, cum pupăza are nota asta, la media asta, la materia respectivă? Aici e problema, pentru că te duc în eroare. Adică eu prefer, nu știu cum sunteți voi, dar eu prefer să-mi spun în față omul, domnule, asta nu-i bine, așa trebuie făcut. Și ca să știu unde să lucrez, ca să știu ce să remediez. Dacă vezi că te duci, îngeraș, înger pe pământ, și te uiți în pagelă, rămâi blocat. Deci asta este partea care mie nu-mi place aici. Dar în restul totul este
Ok. Vreau să vă mai spun câteva lucruri despre teme. Aici am întâlnit un caz excepțional, n-am mai întâlnit așa ceva. Părinții sunt cei care se lamentează cel mai mult de cantitate de teme a copiilor. N-am auzit copii, pardon, n-am auzit copii lamentându-se cât am auzit părinții. Vă dau iarăși un exemplu, tot așa, pe adresa de WhatsApp, pe contul de WhatsApp al clasei Teodorei, când erau ei mai mici. Un adevărat la școala din 1907, era dezastru și erau părinții, mămicile în special, erau extraordinar de afectate pentru că au foarte multe teme la engleză. Și tema asta în ce consta? Aveau de făcut, de desenat, învățaseră niște cuvinte noi la engleză și aveau de desenat cuvintele respective și erau vreo 25 de cuvinte, parcă. Mamă mie ce dezastru era. Până la urmă au constrâns reprezentanta clasei, care deși nu e bine să fie reprezentantul clasei, să meargă să vorbească cu profesoara respectivă, că e prea mult, să le mai scurteze un pic din temă. Dar vreau să vă spun că tema asta de 25 de cuvinte era pentru vacanța de iarnă, adică vreo 2 săptămâni aveau la dispoziție. Așa încât vreau să vă spun că nu știu cum e, nu știu dacă e corect sau nu. Nu știu cât e de bine să dai teme multe sau puține copiilor, dar concluzia mea este că aici în Italia temele sunt mult mai puține decât ce se dă în România. Am întâlnit cazul, vă spuneam, am o prietenă în România care are o fetiță de o seamă cu Adrian și când i-am spus ce teme are Adrian pentru vacanță, a rămas blocat. S-a spus că e atâta teme câte are Adrian pentru vacanță, fiindcă să are pentru o zi sau pentru două. Acum să Da. vorbesc despre teme care ni se dau la școală. La elementară, temele dau de o zi pentru săptămâna viitoare, după exact o săptămână. Aici, la medie, în schimb, este dacă ne dă luni, depinde următoarea dată când avem materia corespondentă, atunci o să avem teme la algebră sau la matematică, geofi, geografie, istorie. Na, să vă arăt ce am, să vă spun ce am eu pentru mâine, de exemplu. Am la spaniolă de făcut vreo 4 exerciții la spaniolă și să învăț despre lexico, adică cuvinte noi în spaniolă trebuie să învățăm. Iar am și la algebră de făcut vreo 5 exerciții, adică 5 expresiuni. Da, expresiuni de făcut pentru mâine. Nu mi se pare mult, nu cred că este foarte mult. Cred că în România dă mult mai mult decât aici. Sau poate nu, sau poate da, nu știu. La elementară se preocupau mai mult părinții de temele date. Iar aici, la medie, sunt mai mult copii care se lamentează de teme. Despre asta am vrut eu să vă vorbesc. Teodora, evident, o să vă mai povestească ea niște lucruri de ale ei, văzute de ochii unui elev în Italia. În principiu, să știți că în Italia școala depinde cum priviți lucrurile. Dacă părinții sunt implicați și dacă își doresc ca odraslele lor să meargă mai departe, atunci treaba e bună. Adică copilul poate să se dedice școlii. Apropo de dedicatul ăsta, ce privește dedicatul la școală, vreau să vă spun că aici în Italia nu prea există competiție. Nu prea există, adică nu sunt copii care să zică, domnule, de la a lua 10, vreau și eu 10, trebuie să învăț, mă dau peste cap. Aparte de Teodora, care e un caz excepțional. Teodora, nu știu dacă e bine sau nu, ea vrea totdeauna mai mult, mai mult. Adică luptă pentru. Deci, pe ea pot să o încadrez în categoria asta cu competiție. Adrian nu. Adrian, cred că e mai italian decât italienii. S-au născut amândoi aici, dar Adrian este italian jet BG, vreau să vă spun. Nu îl interesează pe el. Se ne frega, cum zic italienii, de ce crede unul, ce crede altul, sau dacă bă, l-a luat notă mai mare, chiar și ce dacă. Deci, nu-l afectează foarte tare chestia asta. Nu prea sunt competiții sau concursuri la nivel școlar. Probabil că există, dar la noi la școală nu prea s-a vorbit despre asta. Sunt câteva concursuri care trebuie să te înscrii online. Deci nu sunt de școală. Sunt care fiecare se poate înscrie și se poate înscrie și ca clasă, ca grup. Bun, dragii mei, cam astea sunt câteva puncte de vedere în ce privește școala italiană. Dacă aveți întrebări, dacă aveți curiozități, puteți să mi le scrieți jos la comentarii, eu vă voi răspunde cu mare drag. Vă îmbrățișez cu mult drag.
cu tot ce fac pentru YouTube este cu mult drag, sincer vă spun asta, și eu vă îmbrățișez, vă iubesc și vă aștept la următorul filmuleț. Abia aștept să ne întâlnim din nou. Vă pup!